Impactul dintre autoturism și tir, extrem de puternic, a fost surprins de camera pe care șoferul tirului o avea montată în cabină. Pe imagini se vede cum bărbatul aflat la volanul Matizului virează brusc stânga pe lângă un autoturism aflat în fața sa, moment în care ajunge pe contrasens și este izbit violent de tir. Bubuitura care se aude este extrem de puternică, iar autoturismul este târât câțiva zeci de metri până când șoferul tirului poate opri. În urma impactului, femeia a fost proiectată afară din autoturism, iar celelalte trei persoane au rămas prinse între fiarele contorsionate. A rezultat avarierea Matizului de o proporție de 90%, torsionat, în care am găsit trei persoane de sex masculin decedate în Matiz, iar o persoană de sex feminin era scoasă în afară din urma impactului, era scoasă din Matiz. Polițiștii buzoieni au stabilit că cele patru victime, respectiv un bărbat de 45 de ani, o femeie de 43 de ani, adolescentul de 17 ani și șoferul de 67 de ani, sunt membrii ai aceleiași familii, toți din Adjud. Bărbatul aflat la volanul Matizului era tatăl femeii decedate. Acesta a mers la aeroport pentru a-și aduce acasă fiica, ginerele și nepotul, care se întorceau din Anglia cel mai probabil în concediu. Pentru că în zona în care s-a produs accidentul au loc frecvent astfel de evenimente, șoferii spun că sensurile de mers ar trebui despărțite prin parapeți. Ar fi o idee chestia asta, pus un parapet în curbă acolo, ca să nu mai intre în linia, că și acolo este și o linie continuă și totuși nu prea se respectă. Acolo trebuia discontinu, linie discontinu. Credeți că dacă în zona ar fi montat un parapet pentru delimitarea sensurilor de mers, foarte, ar fi evitate astfel de evenimente? Foarte frumos ar fi fost. Aia a fost foarte bine. Aia era cel mai bine. În modelul ca pe o autostradă. Așa trebuie făcut. Separarea celor două sensuri de mers prin parapet. În urmă cu numai o lună pe aceeași porțiune de drum a avut loc un alt cumplit accident, în urma căruia un consilier local din Vrancea și un copil de 10 ani au murit nevinovați, totul după ce șoferul unui autocar cu pasageri a făcut un viraj peste linia continuă fără să acorde prioritate.